Bine v-am găsit la interviurile de ce Medical de ce News. Sunt Val Volcu, discut cu doctorul Matei Bâră, șeful departamentului radioterapie al Spitalului Clinic Sanador, al Centrului Oncologic Sanador, de fapt. Radioterapia asta înseamnă că putem trata cu radiații și cei care au nevoie de o intervenție chirurgicală s-ar putea gândi că în unele cazuri poate fi înlocuită de radiația gamma. Da, într-adevăr. În anumite situații putem vorbi doar de radioterapie când boala nu avem indicație de intervenție chirurgicală. În alte situații, radioterapia face parte dintr-o secvență terapeutică de cele mai multe ori înainte de intervenția chirurgicală, tocmai pentru a reduce volumul tumoral și atunci chirurgul în etapa de intervenție chirurgicală să poată să rezece cu margine de rezecție liberă, care aduce un beneficiu foarte mare pe partea asta, la supraviețuire, control local, așa mai departe. În ce zone acționează, funcționează radioterapia? În principiu, cam în marea majoritate a tumorilor primare funcționează. Sunt anumite tumori primare care nu au indicație de radioterapie primară, vorbesc, adică pe formația tumorală primară, cum este, de exemplu, cancerul ovarian. Dar în cancerul ovarian, de exemplu, când avem multiple metastaze, cum sunt cele osoase sau pulmonare sau hepatice, câteodată avem indicații de radioterapie, dar în situația în care tratăm boala metastatică. Să vorbim de... De sus în jos. Sus în jos. Păi, de exemplu, în tumorile cerebrale... De ani de zile se vorbea de gamma knife, de cuțitul cu radiație, bisturiul cu radiație gamma. Ce s-a schimbat în ultimile două decenii? Gamma knife-ul e o tehnică de tratament foarte, foarte eficientă, care se folosește din anii 60. Este cu raze cu cobalt. Noi, de exemplu, pe acceleratorul liniar folosim raze X cu fotoni. Gamma knife-ul a fost, să zicem, prima variantă de stereotaxie care a fost efectuată în lume, care se face exclusiv la nivel cerebral. Până acum câțiva ani se putea face doar în fracție unică, adică pacientul efectua o singură ședință de tratament. Dar, din păcate, foarte multe tumori cerebrale, în special metastaze cerebrale, au diferite dimensiuni, unele mai mici, altele mai mari. La cele mici se putea face cu succes gamma knife-ul, la cele mari nu. Și atunci acceleratorul liniar a preluat o mare parte din aceste tratamente, pentru care au un avantaj mult mai mare față de gamma knife este faptul că unul la mână nu este invaziv. Când vorbim de gamma knife, vorbim de o mască metalică care se montează la nivelul periostului creier, adică sunt niște șuruburi mici care se montează la nivelul capului, tocmai ca să țină capul fix în acel dispozitiv. La radioterapie externă acest lucru nu este necesar, folosim niște măști termoplastice, sunt niște măști care se încălzesc cu ajutorul temperaturii, adică se încălzesc la 70 de grade, plasticul devine foarte moale și atunci putem să mulem efectiv pe capul pacientului și atunci să folosim această mască tocmai ca să ținem capul foarte fix și nu mai este nevoie de o metodă, să zicem, minim invazivă pentru partea de poziționare. Și al doilea avantaj foarte mare diferența între gamma knife și acceleratorul liniar este timpul de tratament. Dacă la gamma knife, când avem un plan foarte complicat, tratamentul poate să dureze și 2 ore, la radioterapie externă tratamentul durează în principiu 10, 15, maxim 20 de minute. Deci în funcție de complexitate. Gamma knife, radiația gamma era obținută cu substanțe radioactive, să-i spunem. Da. Acum este un accelerator care funcționează cu energie electrică, accelerează fotonii și emit radiație, livrează fără a exista substanțe radioactive. Deci omul după tratament nu trebuie să stea izolat. Nici la gamma knife, nici la una, nici la alta nu există. E doar vorba de sursa efectiv de tratament. A doua e legată de precizie. Dacă acel fascicol trebuie să ajungă într-un anumit punct, omul nu trebuie să se miște. Înainte se foloseau niște metode, să spunem, care te trimiteau spre tortura din evul mediu, îl prindeai cu
E un pic mai plăcut să nu... Acum se realizează personalizat o, da, mască pentru fiecare pacient și în felul ăsta limitează mișcările și se duce drept la țintă, da, fascicolul atunci când... Da. Ce tumori tratează? Mai putem folosi stereotaxia, de exemplu, în metastazele pulmonare, în metastazele hepatice. În creier, deci sunt și metastaze și... Da, de cele mai multe ori sunt metastaze, adică 90% sunt metastaze. Mai sunt anumite indicații ale stereotaxiei pe partea tumorilor primare sau secundare cerebrale, cum sunt anumite tipuri de reiradieri în cazul anumitor tumori astrocitare sau glioblastome care recidivează după anumit timp și continuă să evolueze. Atunci, dacă avem un volum mic, putem câteodată să livrăm și stereotaxic doza de reiradiere. Adică a crescut și precizia sau... E vorba efectiv... Așa, nu mai afectează țesut din jurul... Prin stereotaxie, adică definiția stereotaxiei este faptul că doza este foarte cumulată în zona pe care o tratăm și corpul în restul, să zicem, țesutului înconjurător primește o doză mult mai mică decât în mod normal pe partea de radioterapie externă. Și acolo dozele sunt reduse, dar e o diferență între descreșterea dozei în țesutul înconjurător. AI-ul ajută, e folosită puterea de calcul la... Da, am început să-l folosim foarte mult. Adică softurile la ora actuală adică softul informatic este foarte complex. Sunt foarte multe etape pe care trebuie să le parcurgem pentru a realiza un plan de tratament și la ora actuală este o întreagă dezvoltare. Adică de pe un an pe altul se schimbă foarte, foarte mult toată partea tehnologică în radioterapie. Dacă o comparăm cu ce era acum 10 ani sau 15 ani, evoluția atunci tehnologică era tot crescută, dar la ora actuală este efectiv ca un fel de boom pe partea asta. În zona cancerului de gât, limbă intervine? Da, aici în principiu... Folosești radioterapie? Da, deci aici în principiu discuția este dacă pacientul este operabil sau nu. Foarte important în tumorile de sferă de cap și gât, ca și în alte tipuri de tumori, dar aici lucrurile sunt foarte clare, este faptul dacă se poate interveni chirurgical, trebuie neapărat cu margine de siguranță, adică chirurgul trebuie să fie sigur că are margine de siguranță negativă, pentru că orice margine de siguranță pozitivă, că este cu margine microscopică sau macroscopică, aduce reduce foarte mult prognosticul pacientului doar din această privință. Nu contează efectiv cât a fost stadiu bolic, a fost stadiu 1 sau că a fost stadiu 4. Contează foarte mult, în primul rând, marginea rezecție. Și atunci s-a cam trecut un pic pe partea de la intervenții chirurgicale în stadii foarte avansate la partea de radiochimioterapie când pacientul poate să suporte și statusul clinic este unul bun pentru a putea livra acest tratament multimodal. Și beneficiile acestui tratament sunt faptul că putem să prezervăm organul de cele mai multe ori. Dacă la intervenția chirurgicală, când e o formațiune foarte mare lingvală sau laringeană sau hipofaringeană, nu contează. Ideea este că dacă avem o formațiune foarte mare tumorală, când se intervine chirurgical, de cele mai multe ori, intervenția chirurgicală înseamnă excizia întregului acest organ. Și, de exemplu, într-o tumoră de limbă, dacă se excizează toată limba mobilă, de exemplu, pacientul are probleme foarte mari de alimentație după aceea. Nu vorbim de partea de supraviețuire, ce se întâmplă după aceea, doar din punct de vedere funcțional. Și la ora actuală, adică în ultimii ani, au tot încercat să vadă dacă, de exemplu, prin chimioterapie de inducție, reducând volumul tumoral, avem un beneficiu ca după aceea, reducându-se volumul, să se facă intervenția chirurgicală, în realitate n-au văzut niciun beneficiu. Adică, să zicem, doar pe partea de funcțional e un beneficiu, pe partea de supraviețuire n-au adus un câștig. Și atunci, la ora actuală, în tumorile foarte avansate în care nu se poate exciza cu margine de siguranță liberă, se preferă să merge pe un tratament non-chirurgical. Tocmai vorbim de radioterapie ca și tratament local, ca alternativă la intervenția chirurgicală și chimioterapia de radiosensibilizare ca concomitență în cadrul radioterapiei care durează cam 7 săptămâni. Tocmai pentru că s-a văzut că acest tip de tratament aduce cel mai mare beneficiu și de control local și de control la distanță și cu efecte adverse care sunt destul de controlate.
și acute. Confortul pacientului. Și confortul pacientului, da. Da. Pentru că, de exemplu, în aceste tipuri de tumori, la 2 luni, 3 luni după acest tratament, pacientul are o calitate a vieții destul de bună de cele mai multe ori. Și atunci și acest lucru contează foarte mult pe lângă supraviețuirea efectiv globală a acestuia. În zonele mai greu accesibile, eu știu, mediastin, plămân, funcționează radioterapia? Da, da. Deci nu avem o problemă, să zicem, dacă este o formațiune profundă sau superficială. Contează foarte mult efectiv volumul tumoral, ce invazie are formațiunea tumorală, unde este efectiv poziționată, tocmai pentru și pe lângă asta foarte important ce alte boli sau comorbidități are fiecare pacient, tocmai pentru a vedea ce putem să realizăm ca și tratament. Pentru că există cazuri în care starea generală nu ar lăsa să facă operație, să fie operat. Nu. Și această manevră, această tehnologie mai conservatoare, mai conservativă. Da, mai conservativă, da. Protejează un pic mai mult. Dar și noi avem anumite restricții. Dacă tot ați menționat de cancerul pulmonar, la fel cum și la chirurgie, e foarte importantă spirometria ca să vedem exact care este proba ventilatorie și câtă capacitate pulmonară totală are pacientul și cum are perfuzia plămânului. La fel și la noi această spirometrie este esențială, pentru că dacă avem un pacient care are o tumoră de mari dimensiuni și are probleme pulmonare, cum ar fi astmul, BPOC-ul, avem și noi o anumită limitare a dozei de tratament. Câteodată putem să livrăm o doză cu viză definitivă, câteodată nu putem să livrăm asta, tocmai pentru că probele ventilatorii nu ne permit livrarea lor. Și atunci, cum la chirurgie, dacă, de exemplu, chirurgul toracic intervine pe un plămân care nu are suficientă rezervă și scoate, să zicem, 2 lobi sau tot plămânul, atunci pacientul ajunge cu insuficiență respiratorie. Același lucru este și la radioterapie. Trebuie să ne uităm totdeauna să vedem și să anticipăm care sunt problemele fiecărui pacient în parte, cu ce alte boli vine și să vedem dacă aceste boli impactează tratamentul nostru sau nu. Practic, și dacă ne limitează. Vă trimite către terapie medicală. Terapie medicală sau practic. Ajustăm doza de tratament conform bolilor asociate. Tumor bordul sau oncotimul în cazul dumneavoastră, din ce specialități este alcătuit? În principiu este medicul oncolog, medicul radioterapeut și medicul chirurg. Ideal, în multe cazuri discutăm și cu medicul radiolog și cu medicul anatom-patolog, pentru că aceștia poate să ne dea niște detalii suplimentare, în special când vorbim de pacienți cu multiple linii de tratament, multiple tratamente și chirurgicale și non-chirurgicale și multe linii de tratament sistemic. Și atunci este foarte important ca să ne ajute tocmai ca să putem să știm exact dacă boala, de exemplu, după anumite linii de tratament sistemic de cele mai multe ori, este în remisie, este în progresie, este la limită, ca să știm dacă, de exemplu, mai sunt situații foarte multe de boală oligometastatică. Și acolo lucrurile sunt foarte, foarte stricte, tocmai pentru că, de exemplu, într-o boală oligometastatică după foarte multe linii de tratament, trebuie să știm exact ce se întâmplă cu fiecare metastază în parte. Pentru că în acele situații putem vorbi și de tratamente mai agresive, cum e, de exemplu, stereotaxia sau intervenția chirurgicală sau tratamente radiologice de tip intervențional, cum e chemoembolizarea sau radiofrecvența, care joacă un rol foarte important în a distruge anumite focare care nu răspund la tratamentul sistemic, restul corpului merge bine, are remisie sau dispariția acelor metastaze care erau înainte. Mai rămân 2-3. Da. Și atunci trebuie să mergem mult mai agresiv. Și este foarte importantă comisia multidisciplinară, tocmai pentru ca să ne ajute să discutăm aceste cazuri, să știm exact ce putem să facem și să putem să aducem un plus de beneficiu fiecărui pacient în parte. Iar traseul e bun, mai este aici inginerul, cel care stabilește, programează calculatorul, cum în echipă mai intră și partea asta de
Da, partea, da, partea funcțională, să zicem, a întregului proces. Pentru că toate aceste procese sunt foarte complexe, depindem foarte mult de partea informatică și ideea este că fără, cum să zic, un sistem informatic bine pus la punct care să ne ajute, nu mai putem să mai funcționăm. Care este traseul? Deci întâi se fac teste, știu, tomografie, RMN, ulterior controlul cu positron emission tomografie. Care ar fi, să spunem, un traseu complet și corect al pacientului care face radioterapie? Păi, în primul rând, rezultatul istopatologic, pentru că fără un rezultat istopatologic, din punct de vedere oncologic, nu putem să discutăm nimica. Acest rezultat istopatologic ne îndrumă inițial ca, cum să zic, pe partea de boală primară, câteodată se vede local, de exemplu, endoscopic sau bronhoscopic sau local efectiv. Apoi, după aceea, în funcție de ce localizare primară este sau suspiciune de localizare primară pe care o avem, facem investigație imagistice ca să stabilizăm bine boala. Și atunci, în funcție de aceste stadializări imagistice, știm tipul de tumoră, mai efectuăm de multe ori, adică medici, oncologi efectuează și imunohistochimie ca să ne dea detalii suplimentare pe partea de imunohistochimie și apoi după aceea stadializăm boala. În funcție de stadiul bolii, primul lucru, împărțim boala dacă este metastatică sau doar local sau local avansată și apoi în funcție de tipul localizării vedem ce se poate face. Și atunci aici se decide împreună cu medicul chirurg, cu medicul oncolog, tocmai pentru că fiecare localizare primară are anumite indicații de tratament. La unele localizări primare vorbim de intervenție chirurgicală din prima, dacă se poate, la altele de chimioterapie, la altele de radiochimioterapie, la altele de hormonoterapie, radioterapie simplă. Deci sunt foarte multe variante în funcție de stadiul bolii, de tipul histopatologic și mai ales, și nu trebuie să uităm, de statusul clinic al pacientului. Există limitări legate de vârstă? Sunt copii sau? La vârstă, da, sunt niște limitări. De exemplu, da, peste 70-75 de ani, de exemplu, dacă vorbim de radiochimioterapie, partea de chimioterapie este un pic la limită. Nu la limită în sensul că nu avem indicație, dar trebuie trebuie o selecție foarte, foarte atentă a pacienților la care se efectuează chimioterapia de către medic-oncolog. Unii pacienți poate să suporte acest tratament, la alți pacienți nu se poate livra acest tratament pentru că aduce o toxicitate mai mare, de exemplu. Și în ceea ce privește radioterapia, copiii ar fi limitări de... Nu, copiii au anumite, patologia, să zicem, pediatrică este un pic diferită față de patologia oncologică de adulți. Sunt tumori care sunt doar la copii de cele mai multe ori. La adulți sunt alte tipuri de tumori. Dar nu, radioterapia nu e contraindicată. Nu, 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 nu. Se folosește doar că este efectiv un pic specială. E altceva față de ce tratăm în mod normal la adulți. E și un alt aparat? Nu. Poate este același aparat, doar că efectiv totul, de la cum se desenează planul de tratament, consângele pe care le avem și anumite tratamente, sunt un pic diferite. În cazul cancerului de prostată, aici au fost încercate sau sunt în competiție mai multe tehnici, de la criogenizare la iradierea cu ace, în care este plasată substanță radioactivă, grăunțe radioactive, până la stereotaxie, pe care ați alege-o sau care ar fi aici este acum foarte greu standardul de aur. Da, aici este o discuție foarte, să zicem, complicată, complexă. În tumorile, să zicem, low risk sau intermediate risk, cu risk, adică intermediate cu risk favorabil, nu avem, cum să zic, un consens asupra care tratament este mai bun. Intervenția chirurgicală și radioterapia, în toate variantele pe care le are, au același control local.
Deci nu avem doar de preferința, alegerea de preferința pacientului. Medicului și a pacientului. Da. Și să le enumerăm. Deci această criogenizare. Da, asta nu este partea noastră efectiv. Exact. Da. Dar este una din variante și după aceea avem partea adică de intervenție. Adică se introduc tije cu care usucă, da, congelează zona, și da, distrug zona respectivă. Da. Da. Cea cu grăunțele de... Da, aici e vorba de partea de brahiterapie low dose, în care se montează niște semințe radioactive și acele semințe rămân efectiv acolo. Și ele în timp își pierd... Da, rămân efectiv doar că, cum să zic, dacă trecem în aer, mergem în aeroport, o să fie un pic de zgomot. Acea iradiere, adică înjumătățirea, perioada de înjumătățire e destul de scurtă, da. Și efectul biologic este fix doar local acolo, deci nu e... Deci nu este... interferă contactul cu alte persoane, nu știu, să iasă din cameră. Nu, inițial trebuie evitat, după aceea nu mai este o problemă. Da. Oriunde, da, la aeroport va suna... Da, va suna. Și asta pe termen nelimitat, pentru că acele semințe rămân acolo. Și în cazul... Mai este, de exemplu, alt tip de brahiterapie care este mai folosită la ora actuală, brahiterapia HDR, în care se montează, cu ajutorul unor catetere, se montează efectiv niște... Adică trece sursa prin acele catetere direct în formațiunea tumorală și nu rămân semințele efectiv acolo. Adică sunt îndepărtate. Da, sunt niște catetere, efectiv niște catetere care se montează la nivel perianal și după aceea se livrează o doză de tratament și apoi se scoate acele catetere și pacientul rămâne fără acele semințe dacă vorbim tot de partea de brahiterapie. Este, pare mai... să spun, puțin agresivă, mai ușor de acceptat, te-ai gândit că are efecte secundare mai reduse, aceste formule sunt de mai reduse iradiere, da, decât sunt. Operația în care umblă cu un cuțit prin... Da. Partea, să zicem, de avantaj a radioterapiei, indiferent de ce tehnică vorbim, este faptul că riscurile, să zicem, de complicații, în special pe partea de incontinență, pentru că aici este marea problemă la partea de intervenție chirurgicală, este mult mai redusă la radioterapie. Nu avem probleme foarte mari. Adică avem anumite reacții adverse. Dacă, de exemplu, avem un volum prostatic mai mare, pacientul o să aibă anumite reacții adverse, cum este urinatul mai frecvent, noaptea să urineze la fel foarte frecvent, dar aceste reacții adverse sunt de cele mai multe ori în cursul tratamentului și în principiu o lună, două, trei după radioterapie și apoi după aceea, după ce și efectul biologic al acestui tratament își face efectul, aceste simptome se reduc treptat și pacientul revine la simptomatologia urinară dinaintea efectuării radioterapiei sau chiar se și îmbunătățește de multe ori, reducându-se oricum și volumul prostatic. Bun, în cazul cancerului, să spunem că nu problemele urinare sunt pe primul plan, de aceea și deseori trece neobservat, dacă adenomul deranjează, trimite de cele la doctor. Mai multe ori, de cele mai multe ori, când vorbim de un cancer de prostată, vorbim de cancer de prostată, adică foarte mulți pacienți au niște cancere de prostată care sunt detectabile doar că au făcut un control PSA la anumit moment, au văzut că PSA este mare, se duc la medicul urolog. Medicul urolog face un RMN, de exemplu, dacă îi se pare că este ceva suspect, vede că sunt niște modificări suspecte pe acea investigație și efectuează biopsia. Acel pacient, dacă nu ar fi făcut un PSA, poate, de exemplu, nu ar fi avut nici măcar niciun simptom. Dar de cele mai multe ori, simptomele urinare legate de cancerul de prostată nu sunt efectiv legate de cancerul de prostată, pentru că foarte multe cancere de prostată au leziuni mici în interiorul prostatei care, în principiu, nu dau simptome. Mai mult e adenomul de prostată care dă simptome și atunci, căutând mai amănunțit ce se întâmplă în prostată, descoperim și un cancer incidental. Și atunci aici e problema mai mare. Mai sunt într-adevăr tumori prostatice foarte avansate care invadează vezica urinară, invadează rectul, avem blocuri adenopatice mari și atunci, da, simptomele urinare nu o să mai fie de la un adenom de prostată, să fie efectiv de la un bloc tumoral
foarte mare la, la acel nivel, pelvin. Ecografia anuală permite diagnostic, mă rog, dă un semnal? Da și nu. Dacă, de exemplu, avea o prostată mare, atunci ne-ar pune niște semne de alarmă pe partea asta ca să fie, ca pacientul să fie trimis la investigații suplimentare. Dar de cele mai multe ori e mai simplu ca să facem un PSA, adică un PSA total și un free PSA, ca să vedem dacă avem o suspiciune de adenom sau avem o suspiciune de cancer de prostată, și peste 50 de ani la toți bărbații un tușeu rectal la medicul urolog, tocmai ca să vadă dacă sunt modificări. Sunt un pic mai ușor de efectuat și poate să descopere mai din timp un cancer de prostată. Și în ceea ce privește patologia oncologică la femei, radioterapia în zona genitală funcționează? Da, este foarte eficientă. Este foarte eficientă. În cancerul de col uterin, la ora actuală, toate cancerele de col uterin care sunt peste stadiul 2B nu mai au indicație de intervenție chirurgicală, se merge direct pe radioterapie externă cu chimioterapie și apoi urmată de brachiterapie interstițială, care aduce un beneficiu pe partea de control local foarte, foarte mare. Adică de cele mai multe ori putem ajunge la niște doze care sunt considerate pe partea de radiobiologie ca doze ablative. Același lucru de, să zicem, adică ablative, doze care curăță... Da, e același lucru cum se denumește și pe partea asta de stereotaxie anumite tipuri de doze. Adică trebuie să fim în echivalentul dozei cu 2 grei pe fracție peste aproape spre 100 de grei, tocmai ca să considerăm radioterapia la fel de eficientă ca și intervenția chirurgicală din punct de vedere al controlului local. Și să spunem că sunt asta pentru femei care nu mai sunt la vârsta fertilă, dacă ar vrea să aibă o sarcină ulterior, ar putea să... Aici este o întreagă problemă. Trebuie primul lucru să se discute cu medicul ginecolog, să vadă exact ce variante de prezervare a ovarelor sunt. Sunt niște variante, cum ar fi... Adică conservarea ovocitelor. Da, da. Sau se recoltează ovocite, sau sunt anumite variante în care ginecologul împreună cu urologul modifică, să zicem, poziția ovarilor în zona pelvină și le aduc în zona abdominală, dar trebuie văzut ca să fie protejate. Dar sunt situații și situații, pentru că dacă vorbim de un cancer de col uterin stadiu 3C, de exemplu, în care avem adenopatii abdominale, acea variantă de a transpune ovarele nu mai este foarte eficientă, pentru că zona de iradiere pe care trebuie să o efectuăm pe parte ganglionară e de sus, este aproape de la nivelul de a limita diafragmului, și atunci nu prea mai avem cum să protejăm, și atunci trebuie vorbit totdeauna împreună cu medicul ginecolog, să explicăm toți factorii, toate problemele care sunt legate de acest tratament și consecințele acestui tratament pe partea de fertilitate, și de găsit o variantă, un numitor comun cu medicul ginecolog și cu pacienta. Bine, cel mai bine ar fi să fie vaccinată, da, fetița, și atunci când ajunge la această vârstă, riscul de a avea, da, se reduce, cancer de col, se reduce, măcar este mai se reduce foarte mult, pentru că cancer de col, cum mai sunt și alte tipuri de cancere, cum sunt cele orofaringene, sunt dependente de HPV, adică marea majoritate. Și pot fi prevenite. Da, și pot fi prevenite pentru că un vaccin este foarte eficient și atunci reduce, pentru că o infecție cu HPV este... Dacă, de exemplu, vorbim de apariția unui cancer de col uterin, infecția este cu 10 ani, 15 ani înainte, de cele mai multe ori. Și atunci, dacă noi efectuăm cu încă vaccinul, 10 ani înainte vaccinul, vom scăpa de această problemă, care, din păcate, în România afectează mii de... Da. Dacă comparăm statistica de cancer de col uterin în, să zicem, în Estul Europei versus Vestul Europei, la ei frecvența cancerului de col uterin este mult mai redusă, stadiile sunt incipiente, de cele mai multe ori vorbim de intervenții chirurgicale, doar de intervenții chirurgicale limitate la nivelul colului uterin sau maxim o histerectomie, care, cum să zic, nu aduce o comorbiditate așa de mare față de ce alte tratamente avem de ales pe partea de boală avansată. Asta însemnând și un control anual ginecologic. Ginecologic. Da.
toate aceste procedee spectaculoase, moderne, costă, sunt într-un fel sau într-o măsură finanțate de sistemul public? Da, sunt decontate la ora actuală integral. Da, deci cei care merg la Centrul Oncologic Sanador beneficiază de asigurarea Național. Da, radioterapia la ora actuală, la ora actuală pacientul trebuie să vină, adică trebuie să decontăm fiecare ședință cu cardul de sănătate și atâta. Vă mulțumesc, vă mai aștept la Decenius. La revedere! Aici, Radio Decenius. Un radio care se citește. Radio Decenius.